Astăzi s-a născut Hristos. Mie se aprunc luminos. Acest dar al trimiterii și întrupării Fiului Său. Biserica drepmăritoare, așa, psalmodiază, deci ca un psalm. Fecioara astăzi, pe cel mai presus de ființă naște, și pământul peștera celui neapropiat aduce. Îngerii cu păstorii slavoslovesc, magii cu steaua călătoresc. Pentru noi, s-a născut prunc tânăr, Dumnezeu cel mai înainte de veci. Vedeți cum se dezvăluie taina. Dumnezeu, din eternitatea Lui, din atot prezența, pretutindenitatea Lui, în acel astăzi, de acum 2000 de ani, iată și unul, dar care este un astăzi, numele timpului lui Dumnezeu, care este astăzi, și într-un loc al Betleemului, acolo vine și Fiul lui Dumnezeu, cum spusese psalmistul, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, la psalmul 2, versetul 7. Fiul din veci al Părintelui Ceresc, Fiul Fecioare se face. Rostind că Dumnezeu coboară, cum se tâlcuiește Tatăl, se naște, Tatăl nu se naște, Tatăl naște și naște pe Fiul Lui. Și născând în lume pe Fiul Lui, se descoperă în lume iubirea. Iubirea. Vedeți? Noi rostim, Dumnezeu este iubire, dar este iubire pentru că e treime. Unul nu cunoaște decât prin a se iubi pe el, pe sine. În doi se spune, este iubirea pereche, se gustă unul pe celălalt. Numai în trei se descopere taina iubirii în plinătate și se descopere în viul vieții, că Fiul Dumnezeu e trimis de Tatăl să se întrupeze de la Duhul Sfânt și din Fecioară și să descopere în lume iubirea, căci viața de iubire se naște. Dumnezeu din iubire a creat, a zidit lumea. Din iubire. Și gândiți-vă, în leagăn, orice pui dezvăluie iubirea. Și mi-am zis, Doamne, rodul iubirii trebuie să-l aducem, dar noi nu suntem în stare.
De aceea a trimis Dumnezeu, tocmai în iubire, în lumea aceasta căzută în neiubire, lăbăsat de sânge și moarte, cum a arătat iubirea, cum a arătat-o. Spune atât de limpede Mântuitorul însuși, ca o mărturie a lui, cum citim în Evanghelia după Ioan. Așa, așa, așa a iubit Dumnezeu lumea. Cum? Așa. Încât pe Fiul Său, cel unul născut, l-a dat pe Fiul Său, ca tot ceea ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci așa ni s-a descoperit nouă iubirea, nu? Prin trimiterea Fiului iubirii sale în lume. Aceasta este taina, cu adevărat, a salvării omenirii. Pentru că, propriu zis, cum ne putem salva din dezbinare, din ură, din moarte? Nimeni nu poate salva decât iubirea. Iubirea. Vedeți? Adesea gândesc și inima îmi este neliniștită. În toate religiile este mărturisit Dumnezeu, mai mult mărturisit ca Tată. Tată. Mircea Eliade, omul acesta care cercetat adânc istoria religiilor, a constatat cel din tâi cuvânt care l-a rostit omul, omul iluminat religios, a fost cuvântul Tată. Tată. Tată, deci, așa cum a spus-o Dumnezeiescul Pavel, când zice ce mă închin Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, care este Tatăl sau în care este paternitatea, părințimea, dacă vreți, a tot ceea ce este în cer și pe pământ. Dar, vedeți ce spune Sfântul Pavel, mă închin Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, care l-a trimis pe Fiul Său în lume, Dumnezeu și om, cunoscut nouă tuturor, Iisus Hristos, Domnul nostru. Pomeneama adineauri, în fiecare religie este pomenit Dumnezeu și pomenit și ca Tată, deci. Dar poate fi cunoscut cu adevărat Tatăl fără de Fiul, poate fi mărturisit fără de Fiul, poate să fie El cunoscut cum, doar așa, ca un singuratic, ca un solitar metafizic, așa ca un pusnic. Și fără de Fiul Său și fără de fiii Săi, că noi suntem fii prin Fiul Său. Când
omul credincios, ca și omul de știință, cunoaște și recunoaște că fiecare om este unic. E unic, fiecare om. Are unicitatea lui. Și care e taina unicității lui, a fiecărui om? În această unicitate sau acest unic al Părintelui Ceresc. Din veci. Un unic fiu are Părintele Ceresc, de aceea fiecare dintre fiii oamenilor este un unic. Și în această unicitate a noastră, nu spusese psalmistul, voi toți, Dumnezei sunteți, toți fii ai celui prea înalt. La psalmul 81 se găsește aceasta. Toți fii ai celui prea înalt, dar cum? Prin Fiul lui. El ne poate descoperi nouă cu adevărat iubirea. Iubirea în el. Noi putem spune Părintele Ceresc Tată, iar lui îi putem spune Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Părintele Stăniloae avea o vorbă, Tatăl l-a trimis pe Fiul, mergi și mântuiește-ți frații. Că, propriu zis, când zicem noi Tatăl nostru, nu zicem Tatăl meu, ci Tatăl nostru. Deci toți îl mărturisim pe Dumnezeu de Tatăl nostru și atunci prin aceasta toți mărturisim că Tatăl tuturor, că noi suntem în El, fiii Lui, copiii Lui și între oaltă suntem frați. Dar aceasta suntem prin Fiul Lui cel veșnic. Dacă noi am stărui în cugetul nostru, am medita și ne-am ruga ca să simțim cu adevărat că în Fiul e întruparea iubirii Tatălui, a Fiului cel veșnic și care vi se împărtășească iubirea aceasta omenirii întregi. Să-L simțim și să-L trăim. Iarăși, încungând parcă ne stăpânește, nu vreau un profet, nu vreun învățător, vreun înțelept din lumea aceasta, născut și el dintr-o lume a păcatului, cum zice psalmistul, într-o fără de legi m-am zămistit și în păcate m-a născut maica mea. Și născut în fără de legi și în păcate, atunci, în orice om din lumea aceasta, născut în păcat, sfârșește, omor în păcatul prin moarte. Nu e mântuire într-un asemenea om din lumea aceasta. Nu e mântuire. Nu e adevărul. Adevărul viu al întrupării cu adevărat de la Duhul Sfânt și din Fecioară ca Mântuitorul, înțelegeți? Deci nu în păcat și sfârșind nu în moarte, ci în înviere. În viață. În viață. Și aici se descopere unicitatea într-adevăr a Fiului Părintelui Ceresc, a Fiului iubirii, în viață, în înviere. Și contemplând taina aceasta a revelației iubirii mântuitoare, care dă viață, care născut din viața eternă a Părintelui Ceresc și fără păcat, sfârșește în viață. Crăciunul de anul acesta, legat și de evenimentele unice de la 11 septembrie, trebuie să unească astăzi conștiința umană de pretutindeni. În această lumină a salvării umanității în iubire, în iubirea divină, noi așa trebuie să-L chemăm astăzi, pe Mântuitorul. Vedeți? Sfântul Grigori, teologul, când trețul iubirii treimii, zice, Hristos se naște,
slăviți-le, Hristos din ceruri, întâmpinați-le, Hristos pe pământ, înălțați-vă, înălțați-vă în lumina iubirii. Iar Iisus spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Adică, prin iubirea Fiului. El care propriu-zis ne-a învățat Tatăl nostru. Ca Tată al Lui, ca Tată al lumii întregi, al tuturor fiilor iubirii. Doamne, fă-ne vreni, Doamne, ca ochii inimii noastre, ochii credinței noastre, să vadă în lumina Ta cea necreată, să vadă taina iubirii a Tatălui cu Fiul în Duhul Sfânt, în care ne-ai zidit, Doamne, și în care Tu vrei să ne mântuiești pe noi, trimițând pe Fiul Tău în lume. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Tu care ai spus oarecând, Avraam a văzut ziua mea și s-a bucurat. Doamne, învrednicește să Te cunoască, să Te iubească. Toți fiii lui Avraam, prin care Tu ai binecuvântat toate neamurile pământului. Și pe Isaac, și pe Ismael, și pe toți de la toate neamurile, până în ziua de astăzi, toți fiii Tăi de pe acest pământ, să se împărtășească din darul Tău cel sfânt al iubirii întru Tine și toți să fim mărturia vie, îmbrățișându-ne unii pe alții. Prin brațele părintești, care Tu ești, Doamne, Iisuse Hristoase, Tu și cu Duhul Sfânt. Prindeți-ne pe toți, pământenii, și împărtășește-ne de dragoste. Toți să ne rugăm și cu cât se vor ruga mai mulți, cu atât lumina iubirii se va răspândi, se va risipi întunericul urii, dezbinării. Ca să fim vrednici, să ne strămute, cum a spus Dumnezeescul Pavel, în împărăția Fiului iubirii sale, Iisus Hristos, Domnul nostru. Pe care îl preamărim iarăși. Hristos se naște, slăviți-l! Hristos din ceruri, întâmpinați-l! Hristos pe pământ, înălțați-vă în lumina iubirii Lui. Amin. Născut, l-a dat pe Fiul Său, ca tot ceea ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci așa ni s-a descoperit nouă iubirea, nu? Prin trimiterea Fiului iubirii sale în lume. Aceasta este taina, cu adevărat, a salvării omenirii. Pentru că, propriu zis, cum ne putem salva? Din dezbinare, din ură, din moarte,
Nimeni nu poate salva decât iubirea. Iubirea. Vedeți? Adesea gândesc și inima îmi este neliniștită. În toate religiile este mărturisit Dumnezeu, mai mult mărturisit ca Tată. Tată. Mircea Eliade, omul acesta care a cercetat adânc istoria religiilor, a constatat cel din tâi cuvânt care l-a rostit omul, omul iluminat religios, a fost cuvântul Tată. Tată. Tată, deci, așa cum a spus-o Dumnezeiescul Pavel, când zice ce mă închin Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, care este Tatăl sau în care este paternitatea, părințimea, dacă vreți, a tot ceea ce este în cer și pe pământ. Dar, vedeți ce spune Sfântul Pavel, mă închin Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. Deci, care l-a trimis pe Fiul Său în lume, Dumnezeu și om, cunoscut nouă tuturor, Iisus Hristos, Domnul nostru. Are unicitatea lui. Și care-i taina unicității lui a fiecărui om? În această unicitate sau acest unic al Părintelui Ceresc. Din veci. Un unic fiu are Părintele Ceresc, de aceea fiecare dintre fiii oamenilor este un unic. Și în această unicitate a noastră nu spusese psalmistul: voi toți, Dumnezei sunteți, toți fii ai celui prea înalt. La Psalmul 81 se găsește aceasta. Toți fii ai celui prea înalt, dar cum? Prin Fiul lui. El ne poate descoperi nouă cu adevărat iubirea. Iubirea. În el. Noi putem spune Părintele Ceresc Tată, iar lui îi putem spune Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Părintele Stăniloae avea o vorbă: Tatăl l-a trimis pe Fiul, mergi și mântuiește-ți frații. Că, propriu zis, când zicem noi Tatăl nostru, nu zicem Tatăl meu, ci Tatăl nostru. Deci toți îl mărturisim pe Dumnezeu de Tatăl nostru. Și atunci, prin aceasta, toți mărturisim că e Tatăl tuturor, că noi suntem în El, fiii Lui, copiii Lui și, între oaltă, suntem frați. Dar aceasta suntem prin Fiul Lui cel veșnic. Dacă noi am stărui în cugetul nostru, am medita și ne-am ruga ca să simțim cu adevărat că în Fiul e întruparea iubirii Tatălui, a Fiului cel veșnic, și care vi se împărtășească iubirea aceasta omenirii întregi. Să-L simțim și să-L trăim. Iarăși, încungând, parcă ne stăpânește, nu vreau un profet, nu vreun învățător, vreun înțelept din lumea aceasta,
născut și el dintr-o lume a păcatului, cum zice psalmistul. Într-o fără de legi m-am zămistit și în păcate m-a născut Maica mea. Și născut în fără de legi și în păcate, atunci, în orice om de lumea aceasta, născut în păcat, sfârșește, omor în păcatul prin moarte. Sfântul Grigori, teologul, cântărețul iubirii treimii, zice, Hristos se naște, slăviți-L, Hristos din ceruri, întâmpinați-L, Hristos pe pământ, înălțați-vă, înălțați-vă în lumina iubirii. Iar Iisus spune, nimeni nu vin la Tatăl decât prin mine. Adică, prin iubirea Fiului. El care propriu-zis ne-a învățat Tatăl nostru. Ca Tată al Lui, ca Tată al lumii întregi, al tuturor fiilor iubirii. Doamne, fă-ne vreni, Doamne, ca ochii inimii noastre, ochii credinței noastre, să vadă în lumina Ta cea necreată, să vadă taina iubirii a Tatălui cu Fiul în Duhul Sfânt, în care ne-ai zidit, Doamne, și în care Tu vrei să ne mântuiești pe noi, trimițând pe Fiul Tău în lume. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântului Dumnezeu, Tu care ai spus oarecând, Avraam a văzut ziua mea și s-a bucurat. Doamne, învrednicește să Te cunoască, să Te iubească. Toți fiii de Avraam, prin care Tu ai binecuvântat toate neamurile pământului. Și pe Isaac, și pe Ismael, și pe toți, de la toate neamurile, până în ziua de astăzi, toți fiii Tăi de pe acest pământ, să se împărtășească din darul Tău cel sfânt al iubirii întru Tine și toți să fim mărturia vie, îmbrățișându-ne unii pe alții. Prin brațele părintești, care Tu ești, Doamne, Iisuse Hristoase, Tu și cu Duhul Sfânt. Prinde-ți-ne pe toți, pământenii, și pomeneam adineauri, în fiecare religie este pomenit Dumnezeu și pomeni și ca Tată, deci. Dar poate fi cunoscut cu adevărat Tatăl fără de Fiul? Poate fi mărturisit fără de Fiul? Poate să fie El cunoscut cum? Cum? Doar așa? Ca un singuratic? Ca un solitar metafizic? Așa ca un pusnic? Și fără de Fiul Său și fără de fiii Săi, că noi suntem fii prin Fiul Său. Când omul credincios, ca și omul de știință, cunoaște și recunoaște că fiecare om este unic. E unic, fiecare om are unicitatea lui. Și care e taina unicității lui, a fiecărui om? În această unicitate sau acest unic al Părintelui Ceresc, din veci. Un unic fiu are Părintele Ceresc, de aceea fiecare dintre fiii oamenilor este un unic. Și în această unicitate a noastră, nu spusese psalmistul,
Voi toți, Dumnezei sunteți, toți fii ai celui prea înalt. La Psalmul 81 se găsește aceasta. Toți fii ai celui prea înalt, dar cum? Prin Fiul lui. El ne poate descoperi nouă cu adevărat iubirea. Iubirea. În El. Noi putem spune Părintele Ceresc Tată, iar Lui îi putem spune Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne. Părintele Stăniloae avea o vorbă. Tatăl l-a trimis pe Fiul. Mergi și mântuiește-ți frații. Că, propriu zis, când zicem noi Tatăl nostru, nu zicem Tatăl meu, ci Tatăl nostru. Deci toți îl mărturisim pe Dumnezeu de Tatăl nostru și atunci prin aceasta toți mărturisim că Tatăl tuturor, că noi suntem în El, fiii Lui, copiii Lui și între oaltă suntem frați. Dar aceasta suntem prin Fiul Lui cel veșnic. Dacă noi am stărui în cugetul nostru ca Tată al Lui, ca Tată al lumii întregi, al tuturor fiilor iubirii. Doamne, fă-ne vreni, Doamne, ca ochii inimii noastre, ochii credinței noastre, să vadă în lumina Ta cea necreată, să vadă taina iubirii a Tatălui cu Fiul în Duhul Sfânt, în care ne-ai zidit, Doamne, și în care Tu vrei să ne mântuiești pe noi, trimițând pe Fiul Tău în lume. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, Tu care ai spus oarecând, Avraam a văzut ziua mea și s-a bucurat. Doamne, învrednicește să Te cunoască, să Te iubească. Toți fiii lui Avraam, prin care Tu ai binecuvântat toate neamurile pământului, și pe Isaac, și pe Ismael, și pe toți de la toate neamurile până în ziua de astăzi, toți fiii Tăi de pe acest pământ, să se împărtășească din darul Tău cel sfânt al iubirii întru Tine și toți să fim mărturia vie, îmbrățișându-ne unii pe alții. Prin brațele părintești, care Tu ești, Doamne, Iisuse Hristoase, Tu și cu Duhul Sfânt. Prindeți-ne pe toți, pământenii, și împărtășește-ne de dragoste. Toți să ne rugăm și cu cât se vor ruga mai mulți, cu atât lumina iubirii se va răspândi, se va risipi întunericul urii, dezbinării. Ca să fim vrednici, să ne strămute, cum a spus Dumnezeescul Pavel, în împărăția Fiului iubirii sale, Iisus Hristos,